ne-am mai confruntat acum de curând cu un incendiu într-un pod a unui bloc de locuințe din municipiul Suceava, în cartierul Opcine. Am fost la acel incendiu și vă pot spune că numai o observare în fază incipientă a incendiului, o acțiune promptă a unui vecin din zonă care a acționat în prima fază cu un stingător de mașină și a rupt flăcările și categoric ajungerea foarte rapidă a pompierilor noștri nu a făcut ca acel întreg pod să nu fie în flăcări cu consecințele de rigoare pentru cetățenii din bloc. În fond, ce a fost? Un cetățean de pe casa scărilor a făcut o magazie în pod, a închis-o cu scândură și a tras din casă un fir și a trânat un bec acolo. Omul a recunoscut. Dom'le, am uitat becul aprins când am plecat de acolo. Becul incandescență a dezvoltat căldură, cum este și normal, s-a aprins scândura. Ar putea spune careva, domnule, dar scândura nu se aprinde, că nu se aprinde așa de ușor scândura în contact cu un bec. Sunt câțiva factori favorizanți de care omul nu ține cont. Podul fiind foarte uscat, e ventilat și atunci elimină toată apa din scândură. Ăsta este un aspect. Al doilea aspect, scândura nerindeluită, negeluită, are acei pori micuți care se aprind foarte rapid. Praful care se acumulează, pânza de paiangen, la fel se aprinde foarte rapid. Inclusiv s-a dus de la peretele magaziei până la astereală și la căpriori. De putea să ia foc tot ceea ce era acolo. Generalul Ion Burlui a avertizat asociațiile că lor le revine responsabilitatea și obligația de a verifica respectarea legii în blocurile de locuințe. Asociația de proprietari are obligația să verifice aceste poduri, are obligația să verifice căile de acces, de evacuare, pentru că nu puține sunt situațiile când se blochează a doua cale de evacuare din casa scărilor, lucru care nu este normal. Blocul a fost proiectat cu două căi de evacuare, două căi de evacuare trebuie să rămână deschise și utilizabile în mod continuu. Se pot face, sisteme de intrare, protecție, dar trebuie să rămână deschise.